În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Tinere, ție-ți zic, scoală-te! Iubiți credincioși, astăzi Sfinții Părinți parcă au știut ce vreme cernită este pe la noi și ne-au propus o întâmplare din viața Mântuitorului. Nu ne-au mai propus vreo pildă sau vreo parabolă, ci pur și simplu, într-o zi așa cernită, zisă în popor zi ca de mormântare, ne-au propus să ne vorbească despre învierea fiului văduvei din Nain. Și anume, în câteva cuvinte, Sfântul Evanghelist Luca ne spune că Mântuitorul se apropia de o cetate pe nume Nain. Și când se intre în cetate, din cetate ieșea un cortegiu care conducea pe ultimul drum pe fiul unei văduve în cetatea Nain. Și multă lume se adunase pe lângă femeia aceea și o mângâia. Dar Iisus, văzându-o, i s-a făcut milă de ea și a spus: Fiule, ție-ți spun, scoală-te! Și acesta s-a ridicat și a început să vorbească. Și mulți din popor s-au speriat și mulți ziceau: proroc mare s-a născut între noi. Iată, iubiți credincioși, un fapt de viață. Vei spune un fapt de viață sau de moarte? Păi este tot una. Pentru că trecerea aceasta de colo-colo trebuie să fie astăzi tema noastră, asupra căreia să poposim câteva momente. Și anume, vedem că sunt lucruri paralele ce se întâmplă cu noi. Mai de ună zi spunea cineva că în Primul Război Mondial au murit 1 milion de oameni. Zice, da, dar aceasta este o statistică. Dacă îți moare un vecin sau un cunoscut, este o tragedie. Iată că și astăzi Mântuitorul mergea cu mesajul vieții spre Nain. Totul era plin de veselie, totul era plin de dorință de viață și iată că din Nain ieșea un cortegiu plin de tristețe și s-a întâlnit bucuria cu tristețea. Și acum să vedem ce s-a întâmplat din această întâlnire a bucuriei cu tristețea. S-a întâmplat că Mântuitorul a încercat un sentiment de milă pentru cei care stăteau triști. Și probabil că se va fi întrebat: cum pot eu să-i fac pe acești oameni să fie la fel ca mine? Și s-a apropiat și a zis: tinere, ție-ți zic, scoală-te. Să știți că dacă tânărul acela ar mai fi trăit până astăzi, pentru noi, într-adevăr, viața și moartea ar fi însemnat o problemă. Dar pentru că după câțiva ani buni, mai mulți sau mai puțini, se va fi săvârșit din nou, cum de altminte se va fi săvârșit și fiica lui Iair și Lazar după ce a patra zi a fost înviat din morți, va să zic că firescul în toată această poveste este moartea. Deși noi ne speriem de ea, este singura realitate. Bine, acum mai nou știți că această realitate singură și unică a început să aibă câțiva pui. Și anume se spune că de moarte și de fisc nu scapă nimeni. Dar de moarte sigur, de fisc nici atât. E bine, deși este singura certitudine din viața noastră, de ce ne sperie? Ne sperie pentru că nu o înțelegem. Pentru că nu înțelegem ce înseamnă înviere. Cine nu înțelege viața și învierea, se teme de moarte. Pentru că o tratează ca pe un necunoscut. Iată că astăzi aflăm care este rețeta vieții. Întâlnirea dintre bucurie cu tristețea. Noi însă nu credem în înviere. Și vă spun sigur lucrul acesta, pentru că încă mai avem de învățat. Ce înseamnă atunci când noi, după ce suntem supărați de ale noastre, primim o veste și deodată se schimbă în noi toată atitudinea? Și câteodată chiar spunem, parcă am înviat. Nu aceasta este învierea? Întâlnirea bucuriei cu necazul din sufletul nostru? De multe ori
ne pregătim pentru un examen și suntem triști și mohorâți și nu ne arde de nimic, nu avem chef de nimic, și când vine rezultatul chiar mai bun decât ne așteptam, parcă am înviat. Ce se întâmplă în noi? Nu suntem noi aceiași? Nu suntem noi cei care eram triști până mai de ună zi? Acum ce ne-a făcut să înviem? E bine, este în noi o putere pe care trebuie, măcar astăzi, o dată pe an, să o scormonim și să vedem care este rețeta bucuriei și a învierii. De adminteri, m-am spus, dacă tânărul acela ar fi mai trăit mult, mult până la noi, după ce l-a înviat Mântuitorul, chiar că era o problemă. O să zic că firescul în viața noastră este să mergem mai departe. În acest paralelism al nostru, însă, trebuie să alegem lucrurile bune. Și n-am să vă spun lucruri mai departe de noi. Am să vă spun o întâmplare pe care mi-a dat Dumnezeu să o trăiesc în zilele trecute. Luni, la începutul anului universitar, mă întâlnesc cu fratele unui fost coleg de-al meu, foarte bolnav. Știam de multă vreme că este bolnav, dar din păcate vedeți că viața ne duce pe colo, pe colo, și n-am avut timp să-l vizitez. Și când am aflat că mai trăiește, pentru că așa se punea problema, m-am bucurat foarte. Zic, Doamne, poate îl mai prind și eu să-i spun câte ceva. Mare lucru este, la sfârșitul vieții, să fii alături de cineva. Și bineînțeles că ispita a fost mare, nu m-am putut duce nici în ziua aceea și nici în ziua următoare. Dar să știți că a doua zi a fost cea mai lungă zi din viața mea. Pentru că orice făceam, fiecare secundă, mă îndemna la a mă ruga nu cumva să nu-l mai găsesc mâine dimineață. Acum, mâine dimineață, de dimineață, miercuri, nu puteam să mă duc chiar la prima oră, pentru că, în afară de faptul că era în spital și trebuia să respect oarecum așa și regulile de acolo, mă așteptau oameni vii aici, pe care știam și pe care deja îi așteptam și eu. Și toată noaptea m-am gândit ce mesaj să am eu pentru colegul meu pe care îl cunosc de 31 de ani, din 82 de când am dat amândoi examen la seminar. Ce mesaj puteam să duc eu unui om care avea o speranță de viață foarte, foarte scăzută? Și m-am gândit ce bine ar fi dacă aș putea să fac ceva pentru el. Și m-am gândit că minunat ar fi să mă duc acolo să spun: rămân eu, du-te tu acasă. Și cu gândul acesta m-am mângâiat: Doamne, dacă mi-l lași până mâine dimineață, să-i dau și eu voie să ducă la el acasă. Poate nu pentru multă vreme, dar măcar o săptămână, două, aș putea să stau în locul lui. Și să știți că gândul acesta m-a mai mângâiat, dar nu ținea mult, pentru că mă gândeam: bine asta dacă ai pe cine să mai găsești acolo. Că așa se punea problema. A trecut cea mai lungă noapte din viața mea și m-am întâlnit aici cu o altă mare bucurie, ca și când, vezi, fraților, că eu o să plec cu cei pe care îi chemasem, și cu gândul acela de a mă duce și să-i spun: băi, du-te tu că rămân eu, mi-a dat în cap gândul că s-ar putea să nu-l mai găsesc, și m-am dus și mi-am luat chiar și Sfântul și Marele Mir, că zic, mă, măcar dacă nu m-au anunțat de cu seară, măcar poate acum mă duc să-i fac cum scrie la Molit Felnic, să mă duc cu Sfântul și Marele Mir și să fac celelalte rânduieli finale. Și m-am apropiat așa tiptil, tiptil de etajul 6, m-am dus mai departe și noroc că Dumnezeu mi-a scos în cale niște enoriașe de acolo și să întreb pe unde e, dacă mai e așa foarte serios. Zice, da, bineînțeles, este foarte bine. Adică, zice, păi da, l-a operat din nou, acum este foarte, foarte bine. Și m-am dus și l-am văzut și era într-adevăr foarte bine. Acum problema era următoarea: ce mesaj mai aveam? Era acolo soția lui și fiica lui. Eu, care pornisem, bă, du-te acasă și vezi copilul și soția, deja eram într-o mare, mare dilemă. Și am spus, da, acestea voi face. Mă voi duce eu acasă la mine ca un om înviat.
Să știți că este o mare realitate să intri în partea cealaltă și să te întorci. Ce ne ține să ne bucurăm de adevărate lucruri care sunt pe lângă noi? Și să știți că în momentul în care am ajuns acasă, am știut să mă bucur mai mult. Pentru că această conștiință că a merge acasă este un lucru normal, dar poate ca într-o secundă să nu mai fie normal, trebuie să ne hrănească cu o bucurie. Și să vă mai spun ceva despre relativitatea aceasta a vederii lucrurilor. Mie mi-a dat Dumnezeu încă până la vârsta aceasta o vedere care bate așa cam destul de mult, de la apropiere așa un Arial de 0,5, n-am nicio problemă să-l citesc, citesc tot felul de etichete așa scrise foarte, foarte mărunt, și contractele de la bănci care sunt scrise cu cel mai mic Arial pot să-l deslușesc, și odată am fost ispitit și m-am luat după un doctor și mi-a făcut niște ochelari. M-a spus și dumneavoastră, cred că i-am purtat vreo 2 săptămâni. E, da, când am aflat că nu erau chiar așa de necesari, i-am lăsat într-o parte. O să iau eu peste 70-80 de ani, poate o să-i port atunci, să nu credeți că nu mă aștept și la asta. Dar soția mea poartă ochelari de până clasa 4. Și are un minus 5, mă rog, e o problemă mai mare. Acum, de vreo săptămână, 2-3, are ochelarii și de aproape și de departe și se cam încurcă. Ca un începător în a avea 2 perechi de ochelari, stând eu în bucătărie, zice, du-te și adu-mi și mie ochelarii ceilalți, că dacă îmi zicea de apropiere sau de depărtare, urma că nu înțelegeam. Acum eu în drum spre a căuta ochelarii și știindu-mă foarte bine pe mine că nu găsesc un lucru niciodată fără să o întreb de 5-6 ori, mă gândeam așa în cârcotirea mea, păi iau, uite, mă trimite să-i aduc și știe că trebuie să o întreb de 3-4 ori. În acel moment mi s-a deschis o altă perspectivă și m-am gândit așa, Doamne, nu ți-am mulțumit niciodată, că eu n-am nevoie să fac drumuri din acestea pentru mine. Și s-a întors acea stare mohorâtă și de cârcoteală că mă trimite să aduc un lucru, într-o mare bucurie, să constat că eu nu am nevoie pentru mine să fac eforturi de genul acesta. Iubiți credincioși, asta înseamnă înviere. Asta înseamnă să scoți din tine mortul și să-l faci viu. Asta înseamnă că s-a întâlnit Hristos din mine cu mortul din mine. Pentru că înain suntem cu toții. Înain era și cortegiul bucuriei, în frunte cu Mântuitorul, și cortegiul tristeții și al întristării, care îl avea pe fiul văduvei din Nain în mijloc. În aceeași cetate, cetatea suntem noi, fraților. Chiar dacă astăzi nu este vorba de vreo parabolă sau de vreo pildă, iată că ne devine pildă fiul văduvei din Nain pentru noi. În casa noastră este Nainul. Depinde de noi dacă în casă avem doliu sau dacă în casă avem bucurie. Dacă cârcotim, cum am zis așa, la tot pasul, ia uite, m-a pus să fac și pe aia și pe aialaltă, bineînțeles că avem mortul. N-ați auzit de expresia, are mortul în casă? Probabil că după aici devine. Nainul este casa noastră, să nu ne amăgim. Dar în casa noastră, venind așa o rază de soare și când afli că ai ceva de făcut, să o iei cu bucurie, asta înseamnă întâlnirea cu Hristos, care zice, tinere, ție zic, scoală-te. Orice mort din noi primește acest mesaj de la Mântuitorul, tinere, ție zic, scoală-te. Și cunosc foarte multă lume bolnavă, foarte multă lume neputincioasă, dar să știți că este o mare, mare diferență în modul și mai ales în strategia de a trata boala. Dacă începi, de exemplu, la o simplă gripă, dacă te dai bătut și zici, astăzi nu mai plec din casă, într-adevăr ești bătut. Te-ai dat bătut, ești deja cu cortegiul. Casa ta este nainul ăla întunecat, cernit, și deja încep și vin cortegiile. În loc de coroane vin aspirinele, vin ceaiurile, și vine comoditatea. Dar comoditatea, să știți că este tânguitoare.
comoditatea asta care la început îți dă de înțeles așa că mai trebuie să te mai și odihnești câteodată, devine dușmanul numărul unu peste vreo două zile. Ia să stați în pat așa două zile numai cu fața în tavan și să vedeți ce înseamnă că această poziție nu este deloc comodă, decât vreo două, trei ore într-o zi în care ești foarte obosit, după care devine dușman numărul unu și zice, aș da orice numai să plec de aici. Ei bine, dacă o boală care durează mai mult decât o răceală este una care ne face să ne văicărim, să știți că ne învinge boala. Și eu mi-aduc aminte acum, de când eram mic, aveam vreo 4 ani jumate, 5, și stăteam în pat cu iarna, era bunica mea, doar ce era operată, cred că a 10-a, 14-a oară, nu știu, de niște, pe vremea aia se zicea încurcătură de mațe. Și după atâtea operații, era săraca foarte, foarte neputincioasă. Și când eram eu cu ea, o auzeam numai că se văieta. Ei, cum venea câte cineva să vorbească cu ea, se dădea din vorbă în vorbă și, bineînțeles, cu o durere, la fel era durerea, era tot timpul, cred că, aceeași, dar se lua cu vorba și nu vroia deloc să se dea bătută. Ajunsesem să mă rog, așa cât de mic eram, să vină cât mai multe prietene și cât mai multe vecine pe zi, pentru că în momentul în care intra cineva pe ușă, până când ieșea după ușă, mama, ca așa îi ziceam, bunica, din partea mamei, nu mai scotea niciun scâncet. Iată ce înseamnă atitudine vis-a-vis de boală. Când vrei într-adevăr să o dai afară și primești mesajul pentru sufletul tău, ție zic, scoală-te, imediat boala aceea nu pleacă, dar deja nu mai are putere. Că de fapt v-a spus tânărul din Evanghelia de astăzi, a murit după câțiva ani de la înviere. Așa se întâmplă și cu noi. Merge și noi mai departe. Dar atâta vreme cât trăim, trebuie să o facem nu numai cu demnitate, ci și cu drzenie. Și mi-aduc aminte acum de părintele nostru Avraam. Cum se ducea el cu singurul fiu de mână să-l jertfească lui Dumnezeu? O să ziceți, dar ce gândea omul acela? Păi e foarte simplu. Avraam, când a venit din Urul Caldeii și sătul să se închine la un Dumnezeu cu jumătate de normă, cum am mai zis și altă dată, și îmi place să o spun, erau soarele și luna și zice, bine, dar eu mă închin la soare și soarele noaptea nu mai e. Și după aia mă închin la lună și luna ziua nu mai e. Înseamnă un Dumnezeu cu jumătate de normă. Când e unul, când e altul, nu se poate. Și a plecat săracul din Urul Caldeii și când l-a întâlnit pe Dumnezeu, Dumnezeu i-a zis pentru credința ta, voi înmulți neamul tău ca nisipul mării și ca stelele cerului. E bine, singurul moștenitor al lui, din care Dumnezeu ar fi putut să înmulțească atât de mult poporul său, acum mergea ca să fie dat jertfă lui Dumnezeu. Vă imaginați că în mintea lui Avraam era un lucru foarte clar. Doamne, eu cred în tine, cred că ai altă soluție, dacă pasta mi-o iei, care este umană și omenească și firească. Și într-adevăr Dumnezeu i-a dat altă soluție, că l-a lăsat să plece înapoi cu Isaac de mână acasă. Așa am simțit eu când m-a lăsat Dumnezeu să plec din spital acasă la mine. Să știți că în mod real trebuie să trăim lucrurile acestea. Și dacă le trăim, avem bucurie. Pentru că astăzi ni se arată în față și firescul și nefirescul și bucuria și tânguiala. Se spune că odată un ucenic a cerut învățătorului său, învățătorule, trimite-mi un cuvânt de învățătură, un cuvânt de învățătură firesc. Și cât mai concentrat, fiind foarte prins cu altele, învățătorul i-a scris un bilețel. Tatăl moare, fiul moare. Și când a primit săracul bietul ucenic așa un cuvânt, a zis, da, da, dar e prea greu. Zi-mi atunci unul nefiresc. Și pe același bilețel l-a întors și a scris, fiul moare, tatăl moare. Iată lucrul nefiresc. E bine, astăzi avem lucru și firesc și nefiresc.
murise tatăl copilului, tânărului, dar mai trăia mama. Așadar, firescul și nefirescul la el acasă. Dar nu la el acasă, la noi acasă. Noi avem acasă și firescul și nefirescul. Trebuie să știm ce folosim. Să știm la cine ne uităm astăzi. La cortegiul care merge pe lângă Dumnezeu să-și îngroape mortul sau la Dumnezeu care vine către cortegiu și spune vestea cea mare, tinere, ție zic, scoală-te. Ne rugăm lui Dumnezeu ca în această zi cernită, de toamnă bogată, să ne trimită acest mesaj. Tinere, ție zic, scoală-te, un mesaj real pentru sufletul nostru, un mesaj real pentru bucuria noastră și să știm că dacă suntem trăitori ai învățăturii și trăitori ai idealurilor pe care noi le avem înainte, cu siguranță că vom primi acest mesaj. Tinere, ție zic, scoală-te. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.